În Evanghelia după Luca, este un verset spus de Domnul Iisus: nu te teme, turmă mică, căci Tatăl meu îți dă cu plăcere împărăția. Cuvintele acestea ale Mântuitorului aduc sufletului acea liniște și pace și încredere și bucurie. El știe că viața pe pământ e ceva vremelnic, ceva trecător, ceva ce nu rămâne pe totdeauna, așa că fie că e vorba de o viață mai cu puține încercări, fie că e cu mai multe încercări, dar știi că are totuși un sfârșit. Ca și muncitorul în câmp, în zăduful zilei, trage, lucrează, pentru asta e acolo, să muncească. Dar în același timp se uită și la soare, să vadă mai e mult până la asfințitul soarelui, căci el știe că odată cu asfințitul îi revine timpul de odihnă. Și cu această bucurie, lucrătorul trage toată ziua, în zăduful zilei, cu sudoare, obosit, dar trage. Pentru că e mult de lucru, dar oricât de mult lucru există, vine noaptea când el știe că nu mai poate lucra. Sigur, vorbesc așa pentru că fiecare din noi suntem chemați la lucru alături de Domnul, într-o lume, cum se vede, și suntem chemați să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu, nu pentru lume. Că lumea se mai poate bucura datorită celor pe care Dumnezeu i-a pus deoparte pentru el, e foarte adevărat. Dacă citim despre Israel, s-a spus și amintesc și acum, în planul lui Dumnezeu era hotărât o vreme de 7 ani de secetă. Lucru care a fost descoperit înainte de a veni timpul secetei. Dar înainte ca să fie descoperit acest timp de secetă, Domnul avea în vedere un plan pe care trebuia să și-l împlinească, la care sigur că și lumea de afară oarecum ia parte, ca să spunem așa, nu că ar vrea, dar fără să vrea, lumea participă și ea la împlinirea voiei lui Dumnezeu. Vezi, zice, dar cum așa? Avem acel verset din Romani 8 în care se spune că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, a celor ce sunt iubiți de El. Și iată că vedem cum Dumnezeu, care făgăduise că sămânța lui Avraam va fi roabă vreme de 400 de ani, dar eu, Domnul, o voi izbăvi de la acel popor unde ea va fi roabă, trebuia ca sămânța asta să ajungă în acea țară străină. Părintele Avraam, în unele descoperiri pe care el le-a avut, a avut și un vis care l-a înspăimântat foarte rău, mult de tot. Un întuneric foarte mare. Întunericul prin care a trecut părintele Avraam era ceea ce avea să sufere sămânța lui după ce el nu avea să mai fie aici pe pământ. Deci tot acolo Domnul îi vorbește că tu vei merge, vei la părinții tăi și te vei odihni după o bătrânețe fericită, dar sămânța ta va fi roagă și așa, așa. E prea mult ca să vorbesc, timpul este scurt. Și s-a întâmplat exact cum a spus Domnul. Dar când Domnul i-a descoperit lui Avraam, ei erau la număr puțin.
numărul lor, e vorba de în jur la 70 de suflete. Și Domnul trimite înaintea lor un om care simboliza pe Domnul Iisus Mântuitorul nostru, care a fost trimis pentru noi. Cuvântul e foarte interesant. Cei 7 ani de foamete, de secetă, care sigur arăta ca o pedeapsă pentru popoare. Și Dumnezeu, pentru că dorea ca poporul lui să treacă, să ajungă la acel neam, îl trimite pe Iosif. Și Iosif, știți povestea cum este scrisă, cum a fost urât de frații lui și au vrut să-l omoare, nu l-au omorât, l-au vândut ca rob, a trecut și prin temniță și la timpul hotărât de Dumnezeu, el este scos din temniță și tămăcește împăratului visul pe care l-a avut cu privire la cei 7 ani de foamete care urmea să aibă loc. Întrebare. Pentru cine se petreceau toate aceste lucruri? Și descoperirea că vor veni 7 ani de foamete și faptul că Iosif a trebuit să fie urât de frații lui și vândut ca rob și dus în țară străină și ca Iacob, tatăl său, care l-a iubit atât de mult, că era copilul venit din femeia pentru care a muncit ani de zile. Întrebare, pe cine simboliza această femeie din care acest Iosif s-a născut? Biblia ne vorbește nouă că mama noastră este Ierusalimul de sus. E foarte interesant. Nu e vorba de o roabă, ci e vorba de o femeie pentru care Iacob a muncit, s-a jertfit. E foarte interesant de știut și acest lucru. Și îl vedem frumos pe Iosif, nici el nu înțelegea. Era fericit când tatăl său îl iubea așa de mult și aducea la cunoștința tatălui său toate faptele fraților lui care nu erau bune și cuvintele lor care nu erau bune. Întrebare, dar cum trebuie privit Iosif aici? Ca un pârâș? Nu. Mântuitorul Iisus face o precizare în legătură cu acest gând. Când el vorbește despre lume că îl urăște, el a spus următorul lucru. Mă urăște pentru că eu mărturisesc despre lume că faptele ei sunt rele. Adică exact ce făcea Iosif cu frații lui. L-au urât pentru că faptele lor erau cum rele și el aducea la cunoștința tatălui său faptele fraților lui. Și asta a fost un motiv pentru care Iosif a trebuit să fie cu gândul să-l ucidă. Bun. Vedem mai departe. Iese scos din temniță, tămăcește visurile împăratului și împăratul vede în Iosif un salvator. Și îi încredințează, cum știm cu toții, este scris în Scriptură, până acolo încât îl face să fie domn peste toată țara. Atât cum faraon era cel din tâi de care el trebuie să se înseamnă încolo, totul îi era supus. Și a mers lucrurile până acolo încât grâul strâns în cei 7 ani de belșug înainte celor 7 ani de secetă să fie salvarea, întrebarea, aici vreau să spun, pentru cine se petreceau toate aceste lucruri? Pentru egipteni și pentru popoarele de prin pejur care venea să cumpere grâu sau pentru sămânța lui Avraam? Pentru cei 70 care venea cu Iacov, sămânța lui Avraam în Egipt? Pentru ăștia. Cât de minunat este Dumnezeu pentru această rămășiță, pentru acel mic număr de suflete care era copiii lui Dumnezeu.
trimite înaintea lor un izbăvitor, cum el însuși Iosif spune când s-a descoperit fraților lui. Și este adevărat că voi v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul acesta în bine. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă sunt cu viață. Sunt cuvintele Mântuitorului pentru noi. A fost trimis de Tatăl pentru ce? Ca să ne sună cu viață, să ne dăruiască viața. Iubiții mei, frați, cât de minunat este Domnul când privești pe Sfintele Scripturi, felul lui Dumnezeu, cum lucrează și cum te iubește, inima așa, vă rog să mă credeți, acolo unde diavolul a gândit că și are el toată stăpânirea și puterea și că face tot ce vrea, am râs acolo, am râs și am dat slavă lui Dumnezeu. Și dracul scrâșnea din dinți fără să aibă nicio putere asupra noastră. Dumnezeu este minunat. Nu pot să vă vorbesc prea mult despre El, că e prea minunat. Cuvintele nu mi-ajung să spun toată frumusețea iubirii și a dragostei și a credincioșii Lui față de cei ce sunt ai Lui. Nu pot să vă spun. Vă mărturisesc ca un martor. Am trăit acest adevăr, ce este El pentru noi. De aceea să fim bucuroși și fericiți în sufletele noastre că Dumnezeu s-a îndurat și ne-a făcut parte de acest har al chemării. Ce frumoase sunt cuvintele din Cartea Apocalipsei, chiar și pentru cei care nu fac parte din biserică, și fericiți și sunt cei ce au parte din întâia înviere. Dar un alt verset spune, de ce chemați la ospăți în nunții Mielului? Aici intră toți sfinții din toate timpurile, toți vor avea bucuria pe care Ioan Botezătorul o mărturisește. Cine este mire, are mireasă, dar prietenul mirelui care stă la dreapta mirelui se bucură când aude glasul mirelui și această bucurie care este a mea este deplină. E o mărturisire pe care face Ioan în numele tuturor sfinților care vor avea bucuria să ia parte la nunta Mielului. Fericiți sunt cei ce sunt chemați la ospăți în nunții Mielului. Mireasa își are un rol aparte în planul lui Dumnezeu. Și chemarea de care noi ne bucurăm prin Evanghelie e tocmai aceasta, să facem parte din acest trup slăvit al cărui cap este Hristos Domnul. Nu pot să vă spun cuvinte ce simt și ce trăiesc în momentul de față când privesc în Sfintele Scripturi harul pe care Dumnezeu l-a rânduit și l-a pregătit pentru cei ce sunt ai Lui. De aceea suntem așa de bucuroși în sufletele noastre și îi aducem slavă lui Dumnezeu. Cei care nu au gustat, care încă nu știu ce este ceea ce spun acum, chiar dacă gândesc și spun că sunt vorbe și spunem de la noi să fie sănătoși, noi nu avem nevoie de aprecierele celor fără Dumnezeu, să știți. Nu. Nici Iisus n-a primit laudele bogatului. Știți că l-a lăudat. Pentru ce mă lăudați? E foarte interesant. Un copil al lui Dumnezeu respinge în mod categoric absolut tot ce vine la cel rău. Absolut. În inima unui copil al lui Dumnezeu tot ce vine la vrăjmașul nu și are loc în sufletul celui mântuit. Să știți, ăsta este un din acele semne că suntem născuți din nou. Așa a spus Părintele Avraam, împăratul Sodomii. Vine cu oferta. Deci, uite, ține tu lucrurile și dă mie oamenii, sufletele. Asta este ce oferă Satana. Îți oferă bunurile pe pământ, dar în schimb ce vrea? Vrea sufletele oamenilor. Și Părintele Avraam, dar asta înainte de a-l întâlni împăratul Sodomii, a fost întâlnit de Melchisedec, acest suflet minunat despre care Biblia vorbește, că era fără început al zilelor și fără sfârșit al vieții. Împăratul Salemului. Salem înseamnă pace, împăratul păcii. El este icoana Mântuitorului.
Și interesant este, în tot Vechiul Testament, este singurul loc unde Părintele Avraam e foarte interesant de știut că îl întâmpină cu pâine și vin. Simbolul a ceea ce Iisus Domnul avea să fie la Golgota, în jertfa pe care El trebuia să o aducă prin trupul Lui de carne, prin moarte, pentru răscumpărarea noastră. Și Avraam îi dă zeciuiala. Deci acest mare preot îl întâmpină cu pâine și vin și Părintele îi dă zeciuiala. Bun. Vreau numai un pic să ne oprim aici. Cuvântul spune și Melchisedec l-a binecuvântat pe Părintele Avraam. După această binecuvântare are loc întâlnirea cu împăratul Sodomei. Deci iată ce înseamnă felul cum lucrează Dumnezeu în viața copiilor Lui. Mai întâi, El e cel care îi îmbracă cu putere și har, că atunci când vine diavolul pentru a-l pune la probă, la încercare, îl vedem pe Părintele Avraam în numai acestei binecuvântări, primită de la Melchisedec. Ridică mâinile și spune, jur, și spune acel cuvânt minunat care e pentru toți, că un capăt de ață nu voi lua de mâinile tale, ca nu cumva să zici, eu am îmbogățit pe Avraam. Ăsta este duhul satanic. Când primești ceva de la cel care nu-l are pe Dumnezeu, deci a avut noroc de mine. Deci dacă nu eram eu, sau dacă nu am ajutat eu. Și Părintele a spus, nu, nici un capăt de ață, frate. Ca nu cumva să zici, eu am îmbogățit. E foarte interesant. Asta înseamnă un copil al lui Dumnezeu. Dacă Biblia ne vorbește despre acești fii al lui Dumnezeu, că sunt priviți ca niște săgeți în tolba lui de săgeți, e clar, în tolba unui luptător, cum era pe vremuri, o săgeată și avea rolul în luptă pentru ca vrăjmașul să cadă la pământ. Întrebare, care este rolul bisericii pe pământ? Rolul ei pe pământ este să mărturisească pe Domnul, să mărturisească adevărul Evangheliei, ca cei care Dumnezeu Tatăl i-a cunoscut mai de dinainte să audă cuvântul Lui, cum însuși Iisus a spus, oile mele ascultă cuvântul meu și îl cunosc și ele vin după mine. Dacă ești un slujitor al lui Dumnezeu care ești pus să vestești Evanghelia, vestește-o curat, ca oile care sunt ale Domnului să poată desluji bine, că e vorba de vocea păstorului, a Domnului, și numai așa te va urma. Că dacă felul în care vestești Evanghelia e ceva încurcat, acele suflete care sunt pentru mântuire nu te poate urma, dragă. De ce oare în lumea asta se văd atâtea suflete care se pierd și nu vine nimeni de la pocăință prin felul cum li se vestește o mântuire? Pentru că nu se vestește ceva curat, evanghelic, și oamenii nu răspund. Sunt suflete, să știți, care caută mântuirea, dar nu vede în ce se spune că e vocea lui Dumnezeu. Pentru că Iisus, Domnul, face această precizare. Zice, oile mele ascultă glasul meu, îl cunosc și ele vin după mine. Și nu se duc deloc după un străin, observați? E foarte interesant. Așa se explică adunările evanghelice care au luat ființă. Pentru că aceste suflete au avut bucuria să îi se vestească cuvântul curat. Și acolo unde au găsit cuvântul curat, ele au venit. Ele știu că aici este Domnul. Amin. De aceea, iubiții mei, frați, să ne bucurăm că am avut parte de acest har al Evangheliei. Auzim de multe ori cuvântul ăsta, harul Evangheliei. Harul înseamnă să ai mintea deschisă de Dumnezeu, cum este scris despre Mântuitorul Iisus, după înviere, ucenicii au umblat cu El 3 ani mai bine.
Și totuși aveau momente în care nu puteau gândi sau crede că este cu adevărat Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dar după înviere, după ce s-a petrecut totul și s-a terminat cu bine, Iisus, cuvântul ne spune când s-a arătat, le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile. Foarte interesant. După 3 ani de zile de umblare, abia atunci li s-a deschis mintea să înțeleagă Scripturile. Citim în Evanghelia după Luca acest lucru. Deci, până ce mintea nu se deschide cu unui om, nu poate pricepe, domnule, el vine în adunare, ascultă, dar are tot așa, îl vezi că, ca și pe Petru, l-a dus pe Tabor, a văzut, dar tot Petru este acel care, în momentul când Iisus trebuia să fie judecat în curtea marelui preot, în fața unei femei, se leapădă. Nu știu, suntem noi. Până ce Hristos nu ia chip în noi, Mântuitorul Iisus a spus iarăși un cuvânt care face o precizare. Și carnea nu folosește la nimic. Ăsta e trupul omului. Dacă înțelegi că prin ce ești tu ca om, prin părinții din care ai venit, nu ești nimic atunci. Pentru că Mântuitorul a spus, carnea nu folosește la nimic. Iar când vorbește despre nașterea din nou, Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, când zice, a venit la Isai și Isai nu l-au primit. Deci aici este o cauză de ce nu l-au primit. Cauza este faptul că erau ce erau ei după lege și nu puteau să-L priceapă pe Iisus. Dar, zice, dar celor ce l-au primit, adică celor ce cred, le-au dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Și cuvântul face aici, să vedem numai ce spune. Născuți, nu din sânge, cum gândeau evreii, că sunt sămânța lui Avraam, venea din, după trup din Avraam. Nu din voia lor, adică sunt oameni care vrea să-și mântuiască sufletul. Vreau, Domnule, să fac și eu ceva. Dar nu ceva evanghelic. Nu cunoaște Scriptura, nu știe că este născut în păcat, că are păcat în trupul lui și că vrea să devină sfânt. Și ca să devină sfânt, se supune la tot felul de cazne, pupos cu câte și câte. Dar el, sărmanul, nu știe că există un microb pe care noi îl moștenim prin naștere de la părinți, de la cel din tâi om, de la Adam. Dar omul vrea să fie sfânt. Fără a ști prin ce anume poate deveni sfânt. La acest cuvânt vin cu un verset din Scriptură. În Epistola de la Evrei, când se vorbește despre cei care sunt sfinți, Pavel spune că printr-o singură jertfă el a făcut sfinți odată pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Și acest lucru cei religioși nu știu. El vrea să fie sfânt, Domnule. Și face fapte, se supune și dă tot ce poate. E prin voința lui. Și nu-i valabil, după Scriptură, Biblia vorbește lucrul ăsta. Apoi, o altă categorie. Deci, nici din voința vreunui om. Sunt oameni care au influența asupra unora, cu o anumită învățătură, cu un anumit fel de a fi. Și îi convertește, îi face să fie. Dar nici asta nu-i valabil. Deci, deodată vedem că 3 nașteri cad. Urmează a 4-a. Și născuți, cum spune cuvântul acolo, din Dumnezeu. Dacă să fii născut din Dumnezeu, asta depinde de voința lui Dumnezeu. Asta depinde de harul lui Dumnezeu. Asta depinde de îndurarea lui Dumnezeu, cum spune Pavel în Romani, că Dumnezeu se îndură de cine îi place și are milă de cine vrea. Aici este întrebarea. Ne bucurăm noi de acest har de care ne vorbește Scriptura? Ce bine ar fi cei care gândesc săracii că prin ceea ce fac ei o să ajungă în cer. Să dea Dumnezeu, așa să fie, dar nu e așa, dragă. Că ce s-ar întâmpla dacă ar fi așa? Ne-am pomenit și apoi tot pe o lume religioasă care aici pe pământ, biserica a avut atât de mult de suferit din partea celor religioși fără Hristos în ei. Dar asta nu se va întâmpla niciodată, știți. Nu se va întâmpla
Pentru că Dumnezeu Tatăl e acel care hotărăște pentru fiecare suflet să facă parte din trupul lui Hristos. Tatăl hotărăște, să știți. Și asta este foarte minunat. Lucrul acesta este simbolizat, să mai vorbim de acest adevăr, pentru că din Vechiul Testament nu Isaac a fost cel care s-a dus să-și ia nevasta. Să o vadă, să-i vadă, îi place, îi place, îi bună, nu-i bună. Nu. E frumos să stați liniștit acasă și tatăl trimite frumos pe robul său Eliezer, care este un simbol al Duhului Sfânt, și acest rob, după porunca lui Avraam, te duce în casa tatălui meu și de acolo iei pentru fiul meu o fată de nevastă pentru copilul meu. Este icoana care mărturisește limpede. Deci, cei care suntem în Biserica lui Dumnezeu și suntem mădurare ale acestui trup slăvit care este Biserica, iubiții mei frați, această alegere Tatăl o face prin Duhul Sfânt. Și aici este marea noastră bucurie. Și aceste suflete, cum s-a amintit despre Natanael, care a răspuns așa de imediat când i-a zis Filip, vino și vezi. N-a ezitat, pe loc a și plecat după Filip. Și a avut bucuria să-l vadă pe Domnul. Nu a mai fost nevoie de Filip să-l lămurească cine și cum e acel Mesia. A fost de ajuns. Un cuvânt să spună Domnul și oaia lui, care era acest suflet minunat, Natanael, l-a recunoscut că este păstorul. A, tu ești învățătorul lui Israel. Și Iisus i-a spus, și da, numai pentru atâta crezi? Tu și mai marca. I-a spus un semn din viața lui. Și l-a recunoscut că numai Dumnezeu a știut locul unde a fost ascuns. Și noi suntem ascunși de Dumnezeu până la nașterea din nou, de atâtea primejdii care putea să ne ucide, fie în război, fie în alte ocazii, dar eram păstrați pentru mântuire, eram păstrați pentru această întâlnire care a fost păstrat și acest om, ca să aibă bucuria, să-l cheme Filip, un om necărturar, dar i-a spus un adevăr, zice, vino și vezi, eu nu știu prea multe să-ți spun, dar vino și vezi. Și a plecat. Uitați-vă ce înseamnă să ai în tine un duc de ascultare. Iisus a spus, oile mele, ascultă. Dacă nu știi să ascult, nu faci parte, dragă, de oile lui. Te duci ca un sălbatic pe un drum care te duce la moarte. Oile mele, ascultă glasul meu, îl cunosc și ele vin după mine. Și nu se duc deloc după un străin. Și putem fi priviți ca niște încăpățânați. Poate să zică oricine, orice ar vrea. Dar adevărul adevărat este că Dumnezeu este Tatăl nostru. El este răscumpărătorul. El este acel care m-a chemat. O, Doamne, ce har este să te poți bucura în această lumină care este Dumnezeu. O, Doamne, Iisus, îndură-te, te rog, de noi. Nu lăsa pe nimeni să se piardă în păcat. Pentru că ai plătit așa un preț pentru fiecare din noi. De aceea îndură-te, Doamne, mai întâi de cei din casele noastre, din adunarea care facem parte, de poporul și țara noastră, de orașul acesta care are nevoie de această mântuire. Născuți din nou, din Dumnezeu. Asta este ceea ce Domnul i-a spus și lui Nicodim. Trebuie să vă nașteți din nou. De aceea, iubiții mei frați, cuvântul care l-am citit prima dată aici, nu te teme, turmă mică, căci Tatăl meu îți dă cu plăcere împărăția. Auzi ce interesant! Nu numai că suntem scutiți de judecată, cum spune Mântuitorul, că cel ce crede în El nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață, ci aflăm și faptul că Tatăl ne iubește cu o dragoste nemaipomenită. Și tot ce a pregătit El mai înainte de veșnicii, de facerea lumii, e pentru cei ce sunt ai Lui. Deci, și Tatăl meu vă oferă toate ce este cum? Cu plăcere. Poate fi ceva mai minunat? În ce este simbolizată această răsplătire sau această bucurie la urmă?
Biblia ne vorbește despre părintele Avram, despre copilul lui Isaac, care este un simbol al Mântuitorului. Și Pavel confirmă acest adevăr și spune despre noi. Deci și voi, fraților, ca și Isaac, sunteți fii ai făgăduinței. Auzi ce interesant. Și dacă suntem fii ai făgăduinței, este limpede că făgăduințele făcute de Dumnezeu lui Avram sunt și ale noastre. Apoi, vedem că Sara a trecut la Domnul și rămâne Isaac. A trecut timpul de jale și sigur, potrivit Evangheliei, nu e bine omul să fie singur. E vorba tot de Domnul Iisus aici. Ne întrebăm pe cine simboliza această Sara bătrână? Ierusalimul. Noi mai întâlnim un cuvânt, nu știu cât puteți să mă, aici să-mi prindeți acest gând. Citim în cartea lui Isaia despre această mare bucurie de la urmă, când credincioșii vor fi răpiți în slavă. Știți ce spune? Un glas se va auzi sus în cer. Cine sunt aceștia și cine mi-a născut? Eram, și acolo spune clar cuvântul, nu? Văduvă, eram sărac, eram, adică bătrân, cum o vedem pe Sara. Dar ea a murit. Și după moartea lui Sara, se întâmplă minunile. Care minune? Marea minune a fost răpirea bisericii. Și cerurile care așteaptă biserica. Haideți să auzim și acest cuvânt. Tot în Isaia este scris. Și zidurile tale sunt înaintea ochilor mei. Acolo când vorbește Domnul despre zidurile, adică palatele care sunt pregătite pentru cei ce sunt ai Lui, sunt în ochii Lui Dumnezeu și ele își așteaptă fiii Lui Dumnezeu să fie locuite. Aceste palate și zidurile sunt înaintea ochilor mei. Deci, glasul care vorbește acolo, când zice, cine sunt și cine mi-am născut? Eram așa și așa. Bucuria va fi mare și în ceruri, dar și a noastră, a celor care ne sunt date aceste făgăduințe și care așteptăm cu multă nerăbdare împlinirea a tot ce a hotărât Dumnezeu pentru cei ce sunt ai Lui. De aceea, iubiții mei, frate, să ne bucurăm și să-i dăm slavă lui Dumnezeu că suntem ai Lui. Mântuiți și răscumpărați, nu cu fapte bune, nu cu vrednicile noastre, dacă e vorba și de așa ceva, hai să spunem și aici un cuvânt. Mântuitorul Iisus a spus ucenicilor Lui un lucru interesant. Deci și voi, după ce veți împlini tot ce vi s-a poruncit, la urmă să ziceți, nu suntem decât niște rob netrebnici, n-am făcut cât ce eram dator să facem. Deci, cu alte cuvinte, n-ai cu ce te lăuda. Dar de ce așa? Pentru că faptele lui Dumnezeu, în primul rând, jertfa prin care am fost răscumpărați, e atât de valoroasă, atât de mare, atât de scumpă pentru Dumnezeu, că face mai mult decât orice fel de fapte am fi făcut noi, care nu merită să fie puse aceste fapte alături de ce a făcut Dumnezeu pentru noi. La urmă, voi să ziceți, suntem niște rog netrebnici, n-am făcut decât ce era dator să facem. E foarte interesant. Când mâine, prin Harul lui Dumnezeu, vom ajunge în acele locuri făgăduite, și vom vedea la ce slavă ne-a rânduit Dumnezeu. Vom vedea atunci că toată munca, truda și faptele noastre de pe pământ nu sunt vrednice, dragă, a fi luate în seamă pe lângă ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Asta a vrut să spună Mântuitorul când a zis și voi, după ce veți împlini tot ce vi s-a poruncit, la urmă să ziceți, nu suntem decât niște rob netrebnici. N-am făcut decât ce eram dator să facem. Dar și așa, care e cel care se spune că a putut să facă tot ce era dator? Că nici aici nu putem. Dar nu putem de la altă. De aceea, bucuria noastră este mare și îi mulțumim lui Dumnezeu Tatăl care este aici în mijlocul nostru și îl rugăm ca El, Bunul, cum însuși Iisus Fiul l-a numit, că unul singur este bun, Dumnezeu Tatăl, să facă din fiecare din noi un templu pentru El. Așa cum este scris în Sfânta Scriptură. Colocași sunt pentru Domnul, ca El să-și aibă întotdeauna în sufletele noastre acel loc dorit. Așa cum vorbește Ierusalim, l-am dorit,
ca loc unde vreau să domnesc. Așa vorbește cuvântul într-un loc despre Ierusalim. Ierusalimul, așa cu toate păcatele lui, cu tot ce este el așa. Dar Tatăl a pus ochii pe el și a spus, nu, aici este locul meu unde mi se vor odihni picioarele mele. Aici unde îmi voi așeza ca un meu de domnie. Și noi, cu greșelile noastre, cu păcatele care le-am făcut, Dumnezeu a plătit de două ori cât păcatele noastre. De ce? Pentru că ne-a iubit. Haideți, numai vă rog, închei cu aceste gânduri. Am vorbit mai înainte despre cel cu păcatul iertat și cu fără de lege acoperită. Motivul acelei acoperiri este faptul că acel suflet e fără vitrenie, fără viteșugă. Și David îl fericește. Ferice de omul căruia Domnul nu ține seamă păcatul și în Duhul căruia nu este viteșugă.